Facturile la energie pun la pământ întreaga economie. În Sighișoara, de pildă, peste 80% din capacitățile mari au fost închise din cauza prețurilor foarte mari la energie, care au dus la triplarea cheltuielilor de întreținere în această iarnă. Cele mai multe hoteluri și-au trimis angajații în șomaj tehnic și stăm de vorbă despre acest subiect cu primarul Sighișoarei, Iulian Sârbu, este în legătură telefonică directă. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru această intervenție. Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Care este situația la nivelul municipiului Sighișoara, o zonă frecventată înainte de pandemie de turiști? Cum arată lucrurile acum? Lucrurile în Sighișoara nu stau în acest moment chiar atât de rău, deoarece discutăm în primul rând despre o restrângere activităților în afara sezonului turistic, fapt care s-a întâmplat și în anii trecuți. Într-adevăr, în acest an, procentul acestora a crescut mai mult și din cauza costului la energie. Dar Sighișoara rămâne în continuare o locație de top, o locație pe care turiștii o pot vizita și în acest moment avem locații deschise care sunt funcționale și care așteaptă turiști. Puteți să ne dați exemple de activități care au fost istate din cauza acestor facturi? Da, în special în zona cetății, dar vă spun, este o situație care se întâmplă în fiecare iarnă în extrasezon. Sunt, într-adevăr, locații care s-au închis până în luna mai. Ca și restaurante, avem și câteva locații de cazare, dar în special restaurantele. Aveți exemple, domnule primar, de facturi exorbitante? Sunteți în contact permanent cu cetățenii acolo și cu agenții economici? Bănuiesc că vă prezintă cum arată lucrurile. Da, în special aceștia reclamă foarte mult că facturile de la 20.000, de exemplu, au ajuns la 80.000 de lei pe gaze naturale, pe partea de gaze naturale. Și sunt foarte nemulțumiți pentru că costul la cazare a rămas același. Bineînțeles, personalul trebuie plătit și este normal. Dar acest lucru nu se întâmplă, din păcate, doar în sectorul hotelier, că se întâmplă practic la toți agenții comerciali. Care a fost factura la energie pe care ați avut-o la primărie luna aceasta, de exemplu? Singura factură care a venit până în acest moment este de 80.000 de lei. Peste 80.000 de lei gaze naturale. Cea mai, mai mare de până trebuie acum. Să... Da. Dar mai așteptăm pentru că sunt facturi care încă nu ne-au ajuns și nu putem estima efectiv care este impactul în acest moment, dar avem sume alocate în buget astfel încât din estimări să nu fim în imposibilitate de plată. În special ne-am concentrat foarte tare pe școli pentru că e important ca actul educațional să se desfășoare în condiții optime. 80.000 de lei în comparație cu o lună similară în care plăteați cât? Undeva la până în 30.000 de lei. Am înțeles. Spuneți că nu aveți probleme în ceea ce privește unitățile de învățământ? În acest moment nu. În acest moment nu, să sperăm că nu vor urma în următoarea perioadă. Dar noi am prevăzut sume în buget și am făcut estimările cât mai corect, astfel încât să reușim să acoperim aceste costuri.